Ia vedeți-o, fraților, pe Ana Banana în habitatul ei natural. Ia vedeți ce fericită e aici, dansează. Ana, astăzi o să facem o chestie pe care n-am mai făcut-o, bă, de foarte mult timp, sincer. Și nu vine să cred că n-am mai făcut chestia asta, dar, fraților, noi am făcut foarte multe challenge-uri de construit, dar nu am mai făcut de foarte mult timp un challenge de baze secrete. Noi am făcut numai baze securizate în ultimul timp și chestii de genul, dar n-am mai făcut baze secrete. Și am vorbit cu Ana și am zis, bă, trebuie neapărat să facem un clip de Build Battle, chiar dacă parcă nu vă mai plac atât de mult clipurile astea. Ana, tu ce părere ai? Ce nu se pare că lumea parcă nu prea se mai uită la concursurile de construit? Așa că, fraților, nu știu, vreau să văd și eu niște susținere dacă mai vreți concursuri de astea de construit. Dacă nu, o să ne jucăm doar pe server și aia este. Păi dacă nu se mai uită, eu nu mă mai joc deloc, auziți? Deci Ana chiar, Ana nu mai vine la niciun concurs niciodată, gen, dacă nu se dau like-uri. Zi tu, Ana, câte like-uri trebuie să se dea ca să mai facem un concurs de construit vreodată pe canalul ăsta de YouTube? Zi tu un număr de like-uri. 3512. Ai de capul meu, cred că este ultimul clip sau ceva de genul. Fraților, dați voi un like acolo dacă vreți să mai vedeți concursul de construit, desigur. Ana, ți-am pregătit acolo partea ta, aici este partea mea. Fii atent, avem 3 runde unde o să avem câte 10 minute la dispoziție să facem câte o bază secretă. Tu poți să faci ce vrei tu. Ideea este să fie o bază secretă cu o intrare secretă, ok? Și după aceea eu o să trească să... Bă, ce faci cu aparatul ăla, mână? Pleacă de acolo. O să trebuiască să-ți găsești baza ta secretă. Tu trebuie să găsești baza mea secretă. Ești pregătită, Ana, să dăm drumul la challenge-ul ăsta, da sau nu? Da, ok, fraților, sper că ați dat cu toți like să mai facem. Și oficial avem 10 minute din secunda de față să facem cea mai secretă bază. Bă, da, pe bune, că acum că stau să mă gândesc că în ultimul timp am făcut doar și doar baze securizate, frate. Baze securizate, tot felul de chestii de astea. Numai baze secrete nu prea mai făcut. Eu o să fac cea mai tare bază în cele 10 minute. Nu te zice Ana Banana. În cele 10 minute. Bine, mă, Ana. Bă, 10 minute avem timp să facem ceva, dar n-avem timp să facem ceva super wow. Așa că trebuie, gândește-te, Ana, că trebuie să faci și baza, trebuie să faci și, nu știu, ascunzătoarea, să zic așa. Adică mai ești Luca răcit? Bă, mi-a trecut răcela în mare parte, să știi că chiar mi-a trecut răcela. Și chiar mă bucur pentru că nu puteam efectiv să filmez, mi era super greu și Ana știe cât de... Numai Ana știe cât de greu mi era cu răceala. Ai băut ceai de ceapă? Da, cred că n-am băut ceai de ceapă. Cred că mă bucur că n-am băut ceai de ceapă. Și țineți minte, fraților, că voi decideți cine câștigă. Deci trebuie neapărat să vă uitați la fiecare rundă și să scrieți în comentarii: bă, la prima rundă a câștigat Luca, la a doua tot Luca și la a treia tot Luca. Și ăla e concursul, practic, cam așa trebuie să meargă. Și încă o chestie importantă, Ana, trebuie să decidem cum se notează punctele. Adică ce chestii contează cel mai mult. Și vreau să spui dacă ești de acord cu mine că ar trebui cel mai mult să conteze să fie ascunsă baza. Pentru că facem challenge de bază ascunsă și bază secretă, practic. Și trebuie să puncteze lumea, gen, cel mai important, cât de ascunsă este baza, în primul și primul rând. Păi nu e secretă? Ascunsă, secretă, e același lucru, cum adică? Nu e, e secretă, ascunsă, aia e faza, gen. Cât de greu este să găsești baza, ăla să fie cel mai important lucru, gen. Și după aceea, cât de frumos arată baza, gen, cât de echipată e înăuntru și cât de frumos este tot plotul tău pe care ai construit, cum ar veni. Eu am început foarte, foarte basic, fraților. Știu că toată lumea o să mă înjure acum și o zic că, bă, ce tot faci, bă, aici? Dar credeți-mă că trebuie să aveți încredere în mine că Ana nu o să găsească niciodată baza aia. Și o să fac o tactică pe care am învățat-o de la Ana, fraților. Voi vedeți ce am în mână în secunda de față, ok? Deci, Ana, nu știu dacă o să meargă bine sau nu chestia asta, că eu nu prea folosesc astea. Dar hai să vedem. 3, 2, 1 și... Ia să vedem. Ok, mă, ce... Bă, dar stai și eu, pică n-ai ieșit bine, bro. Oh my god, Ana mi-a inundat tot plotul din greșeală. Bă, urăsc chestiile astea, niciodată nu merg chestiile astea. Și Ana folosește dinamitele astea și face chestii cu ele și eu. Hai de capul meu, ok, lasă că trebuie să rezolv aici. Nu e nicio problemă că se rezolvă aia, nu. Mă face și nu, bine, mă, Ana, stai să vezi, oricum 7 minute și eu doar am pus copaci. Hai de capul meu. Ok, Ana, vreau să te anunț că oficial avem mai puțin de 3 minute în secunda de față și eu chiar mă mega mega grăbesc să fac. Deci uitați-vă și voi ce am făcut aici, nu se mai înțelege absolut nimic. Nici eu nu știu ce am făcut aici, nu mă întrebați, habar nu am. Dar cam așa se prezintă locul meu. Încă n-am făcut baza secretă, asta e cea mai mare problemă. Că eu încă nu am făcut baza secretă, dar am foarte multe locuri unde aș putea face o bază secretă. Și nici măcar nu știu pe unde să încep. Ana, tu cât mai ți-ai terminat acolo ce voi să faci, cât mai îți ajunge timpul, că mai avem 2 minute la dispoziție. Ana zice că da. Ok, Ana, ok. Mamă, trebuie să mă grăbesc super, super rapid să decorez pe aici.
Ok, fraților, fiți atenți aici, cea mai șmecheră intrare de bază secretă, pe bune. Deci n-are cum Ana să găsească baza asta vreodată. Bă, nu ai cum, Ana, eu zic de pe acum, nu ai cum să găsești baza asta. Dar nu mai am timp, asta e singura problemă, trebuie să o fac super pe grabă. Nu știu cât de frumos o să fie pe dinăuntru, nu-mi dați hate că nu am timp efectiv, ok? Ok, eu nu mai am timp de nimic, 5 secunde, ai de capul meu, nu, nu am timp să mai pun, ok, gata, nu mai gata, s-a terminat timpul, Ana, nu mai ai voie să mai faci absolut nimic, nici tu, nici eu, nici nimeni, am dat clear la toată lumea, ai de capul meu, ce bază am făcut aici, bă, cred că din baza asta e greu să mai ieși, da, mă rog, nu contează, important e că există baza, ai de capul meu. Ok, Ana, vrei să venim la tine sau să vii tu la mine, spune tu, că tu ești fata, tu poți să alegi. Zi tu ce vrei, cum vrei să facem. Hai, hai, păi ce înseamnă hai? Deci vin eu la tine, da? Îmi dau teleport la tine. Hai, Ana, că vin la tine. 3, 2, 1 și... Hai să vedem cât timp îmi ia mie să găsesc ce e asta aici. Ce... Stai, ce se întâmplă? Mă, ce? Asta sunt eu, de ce mi-ai făcut-o? Ok, e o poză cu mine. Bun, deci hai să vedem, fraților, cât timp îmi ia mie să găsesc baza secretă a Anei. Ok, Ana, o să începi un timer pe telefon sau nu știu, să te uiți la ceas cât îmi ia. 3, 2, 1 și... Deci, hai să vedem. Trebuie să fiu pe survival sau pot să mă dau pe creativ să caut baza? Deci, ideea... Cum vrei. Ok, bun. Deci, ideea este că avem aici frumos așa. Hai să ne uităm întâi de trapdoor-uri din astea, că trapdoor-urile sunt cele mai clasice. Ok, bro, dar de ce? De ce este foarte asemănător cu ce am făcut eu? Cumva te uita la mine, pentru că mi se pare... Cum ai făcut până și cort, bro? Are până și cort, Ana Banan. Mă, ce mă, camera asta, what? Ok, bun, stai așa să gândim foarte, foarte atent. Undeva prin pădure... Mamă, dacă e undeva prin pădurea asta, sunt gătit, cum s-ar spune. Așa se spune, Ana, sunt gătit dacă ai făcut undeva prin pădurea asta. Deci o să stau 4000 de ani. Deci, bă, tu-mi dai indicii false acum că mă duc departe ca să nu mă duc la ăla, nu? Da, și parcă, bă, că e pe undeva pe aici prin pădurea asta un trapdoor din ăla secret. Bă, nu cred că l-ai fi pus. Eu, la cum te știu pe tine, cred că ai pus undeva prin pădure un trapdoor secret sau ceva de genul, nu știu. Bă, bun, acum. Ok, nimic la copaci ăștia pe aici. Bă, nici la copaci, nici nicăieri. One eternity later. Deci dacă la copaci nu e, oare să fie ceva aici? Nu e ceva aici. Bă, era destul de smart dacă era ceva aici. La văcuți aici, la ăștia, mă, pești ăștia parcă-s cam ciudați așa, să vedem. Poate poți să stai așa ca asta. Mai e o schemă, să te duci așa prin apă, gen, să fie un ghost block din ăla. Dar nu cred că e pe aici nimic. Mă, dar chiar așa. Poate chiar aici unde sare Ana, cum ar fi să fie ceva pe aici? Nu e, bă, nici pe aici. Bă, Ana, știi care e faza? Știu că mai făcut un concurs din ăsta și tu chiar te pricepi că decât să ascunzi bazele, deci s-ar putea să mă bați, chiar s-ar putea să ai șanse să mă bați. Ok, Ana, știi ceva? Mă dau bătut, ok? Deci am căutat pe aici vreo 5 minute, fraților, dar eu nu înțeleg unde poate să fie, pentru că, pe bune, deci dacă e în pădure, efectiv eu nu mă mai joc cu tine, dacă ai pus-o la un copac, erai chiar pe aproape. Hai, arată baza, să vedem, fraților, deci trebuie să dați notă cât de... Uite-o, mă, unde era, poftim. Uite-o, mă, între copaci unde era. Ok, deci era cea mai clasică bază. Efectiv, bă, arată destul de nice. Nu-mi place farfuria asta, e urâtă rău de tot. Dar rest e ok. Bă, ce? Cine are telefon fix lângă seta? Vreau și să spună abonații în comentarii cine are telefon fix lângă seta Puto Gaming. Aici am coș de gunoi, am înțeles. Ok, un setup destul de interesant dacă mă întreb pe mine. Aer condiționat, ia uite, mă, priză. Bă, dar arată ciudat rău de tot. Nu știu unde l-ai luat, pe realiste, dar arată ciudat rău de tot. Bă, deci, da, e destul de ascuns. Dacă mă întreb pe mine, nu e mai ascunsă decât a mea, dar într-adevăr eu nici nu mi-am bătut capul să o caut, că până la urmă ideea este să zic abonați cât de bine e ascunsă sau nu. Eu zic că e ok de ascunsă, să zic așa, adică e un trapdoor random. Dar da, e frumos aici, n-am ce spune. Adică de decorat, ai decorat destul de frumos, Ana. L-a ascuns, nu știu, ți-aș da un 6 doar pentru că, nu știu, e cea mai basic chestie să pui trapdoor din ăsta. Adică că n-ai găsit, păi n-am găsit, dar e doar un trapdoor din ăla așa în pământ, știi? Puteai să faci o nebunie mai așa. Dar oricum, frumos, frumos, îmi place ce a făcut Ana aici. E foarte asemănător cu ce am făcut eu, numai că i-a dat cu dinamită, eu am pus de mână copacii. Dar mă rog, oricum, spuneți voi în comentarii și hai să vedem acum cum o să fie baza mea, ce părere o să aibă Ana de baza mea și după aceea să vedem câștigătorul.
Bine ai venit, Ana, în semi-pădurea mea, pentru că eu nu am stat să dau. Păi tu ai dat cu dinamită, bă, frate. Eu am stat să-i plantez de mână, ești nebun? Eu am stat să pun de mână așa frumos, am făcut fix același lucru. Eu nu pot să cred că tu efectiv m-ai copiat unul la unul. Deci eu nu pot să cred că Ana are și acord și are tabără fix. Deci acum că mă uit, arată rău de tot cum am făcut eu. Și acum, Ana, baftă să găsești baza secretă. Poate să fie oriunde, poate în acest, nu știu cum să-i spun, voiam să zic ocean, dar numai oceanul e ăsta. Poate să fie în lacul ăsta frumos, poate nu e aici, poate doar l-am făcut așa ca să fie la derută, cine știe. Oricum, Ana, ia uite pești ăștia, mă, ce-au, mă, pești ăștia, au ieșit să se bronzeze. Ok. Și cât timp caută Ana Banana aici baza mea secretă pe care nu o să o găsească nici în 100 de trilioane de mii de ani, voiam să vă readuc aminte, fraților, că găsiți cel mai șmecher merch ediția de vară cu mine și cu Ana Banana pe primul link din descriere, adică pe lucaluc.ro, pe site-ul nostru de merch. Aveți acolo o ediție nouă limitată pe care o să o scoatem imediat că se termină vara, efectiv mai e puțin și se termină vara, Ana, așa că grăbiți-vă să vă luați acolo merch-ul dacă nu l-ați luat încă. Aveți și tricouri și hanorace și mai multe chestii și Ana vă că are nu. Mama a început să caute pe aici, pe la mine, bă. Ok, Ana, deci tu chiar încerci pe acolo, e pe la cortul meu, ok, se gândește Ana. Iar a început să ia chestiile pe sus pe acolo. Bă, Ana, tu chiar crezi că aș fi pus eu ceva pe acolo? Sau, nu știu, poate am pus, poate n-am pus, nu știu, ia să vedem. Eu uite-o pe Ana, nu mai știe, mă, ce să facă. Poate ai fost fix pe lângă intrare prin oceanul ăla, te-ai gândit prin ocean, numai oceanul ăsta, prin lacul ăla, te-ai gândit, Ana, la asta? Unde crezi tu că e după tine? Crezi că e în lac sau nu e în lac? Păi da, bravo, e prea mare. Păi tu cum ai făcut, mă, cu pădurea? Că și tu ai făcut dita mai pădurea și eu am făcut dita mai lacul, gen. Hai, te dai bătută și zic unde e. Zic dacă ai fost aproape sau vrei să te las să mai cauți. E prea mare? Păi tu ai făcut dita mai pădurea, frate. Cum adică? Hai zi. Ok, deci s-a dat bătută. Deci uitați-vă și voi că Ana a făcut la acea lucru de l-am făcut eu, numai că eu am făcut cu oceanul ăsta, cu ocean Dynamite de la. Ok, Ana, deci trebuie să-ți spun un secret. Din păcate, baza nu se află aici. Deci asta a fost doar la derută, efectiv, full derută. Dar eu am o intrare mai specială în baza mea secretă, ok? Urmează-mă, vină cu acest după mine, uite aici. Undeva prin colțul ăsta, dacă mi-aduc eu bine aminte, am pus aici, am notat intrarea cu un din ăsta de albine. Și fii atentă că nu este o intrare normală din aia care te duci așa. Este o intrare dublu secretă, pentru că trebuie să te duci așa și trebuie să te duci așa. Deci e altceva, domne, e altceva efectiv, dar din păcate n-am avut foarte mult timp, deci nu te lua de mine. Că efectiv nu, și cum e. Bă, important e că există, ok? Vino jos și lasă-mă cu ieșitul. Când ieși, ieși și tu astea pe sus aici și muți niște chestii și poți să ieși. Mă rog, important e că există și da, se putea mai bine înăuntru, dar n-am mai avut timp. Dar bă, este o intrare măcar, este o intrare mai ingenioasă. Într-adevăr, putea fi mai lucrată intrarea asta, dar nu contează. Cam dezamăgitor! Cum bă, dezamăgitor? Tu ai făcut direct în pământ. Eu măcar am mai făcut acolo intrare, nu știu. Ziceți voi, fraților, ce părere aveți de baza aia secretă, bă, da, n-a fost cea mai bună bază din lume, dar n-am avut timp. Hai să trecem la runda a doua, Ana, și ne spune lumea în comentarii cine a câștigat runda asta, adică runda cu numărul 1. Și a început și runda cu numărul 2, nu mai stau să mai pierd timpul, pentru că acum chiar am un plan destul de șmecher și ca să nu mai fie plictisitor, pentru că eu am uitat runda trecută, am luat și dinamită din aia ca să pun copaci, fraților, ca să nu mai stau să plantez eu copaci. Uitați-vă cât de ușor e să faci pădure când ai dinamita asta, pentru că Ana așa făcea și o stăteam și puneam copaci de mână și dădeam cu ăla și stăteam 100 de miliarde de mii de ani. Altceva, frate, când ai chestia asta. Ok, bun, stați așa să vedeți cea mai șmecheră bază secretă. Deci asta chiar o să iasă tare. Deci asta chiar o să iasă tare. Fiți atenți, ascultați-mă pe mine că nu zic prostii, fraților, ok? Chiar nu zic prostii. Bun, deci o să vină ceva de genul acesta. Ok, lăsați-mă că sunt arhitect. Asta trebuie să înțelegeți voi, că eu astăzi sunt un arhitect care merită și un like, zic eu. Adică dacă nici eu nu merit un like, nu mai merită niciun arhitect de pe Minecraft vreodată niciun like. Eu niciodată n-am știut să fac case bine, fraților, deci să nu vă luați de mine, pentru că eu mereu cu casele am fost pârnaie rău de tot. Adică e puțin spus pârnaie, am fost, bă, cine se uită de mai mult timp la mine știe că eu sunt rău de tot cu casele și acum încerc să fac din capul meu, adică nici măcar nu m-am uitat pe net sau ceva de genul, dar eu zic că stilul ăsta de casă, nu știu, nu prea dai greș cu el, că arată așa puțin mai interesant și măcar nu este cub. Așa că mă voi mulțumi cu casa asta pe care vreau eu să o fac aici. Ok, Ana, mai avem 5 minute jumătate și, fraților, sunt destul de mândru de mine că am reușit să fac această casă. Știu că nu e cea mai frumoasă casă din istorie, dar, bă, este o casă
ok. Nu puteți spune că este oribilă, nu puteți spune că este wow, dar este o casă ok, bun. Deci am vrut eu neapărat să fac aici cu casă, după aceea venim așa, trebuie să facem foarte, foarte mișto înăuntru și să găsim și un loc unde să facem o bază pe undeva pe aici, nu știu, nu știu acum unde o să vină neapărat baza, dar iau-ți o panadă cu dinamite, cu cum îmi place. Bă, dar parcă dinamitele astea, nu știu. Eu zic că mai bine să jucăm pe viitor fără dinamite, că mi se pare așa că parcă, nu știu, frate, parcă nu mai apuci să mai faci nimic, adică pui direct pădurea acolo, direct calea, nu știu, parcă era mai interesant așa când ai mai puțin timp, nu? Să fie mai frumos. Bă, da, pe de o parte e mai frumos, dar pe de alta parte, nu știu, unele chestii parcă mai bine vin așa făcute de mână, adică înțeleg ce zici tu, că e destul de tare, sincer, nu o să te mint să pun, uite, așa pădure pe aici. Adică e mai ușor, într-adevăr, nu știu, spuneți voi, fraților, ziceți că ar trebui să păstrăm dinamitele astea sau să nu le păstrăm, nu știu, spuneți în comentarii, chiar sunt super mega curios ce părere aveți și voi de faza cu dinamitele. Ok, aici o să las să mai fac niște chestii în față, dar hai să nu mai pierd timpul. Totuși, hai să nu mai pierd timpul pentru că nu avem timp de pierdut. Încă 47 de secunde mai avem Ana la dispoziție, ca să știi să fii și tu pe încheiere. Îmi pare rău, fraților, nu v-am mai dat update-uri pentru că am fost super concentrat să mă mișc foarte, foarte rapid pe aici și efectiv nu am mai fost atent. Am și uitat că filmăm. Eu cream că ne construim așa, mi-a zis Ana, bă, dar tu nu mai filmezi, și eram, bă, cred că ar trebui să mai filmez sau ceva. Deci, încă, mamă, dar sunt mândru rău de tot de cum a ieșit toată nebunia asta. Gata, 22 de secunde mai avem la dispoziție. Deci casa asta a ieșit prea, prea bine, fraților. Avem și o bază aici foarte, foarte mișto, aș putea spune. Nu este nimic wow, dar nu prea am timp, bă, frate, să fac și chestii, gen să fac și baza să fie super wow și casa. 5, 4, 3, 2, 1 și gata, nu mai pun nimic, gata, clear toată lumea și la mine și la Ana. Gata, Ana, deci oficial am terminat și runda cu numărul 2. Cam așa arată, fraților, voiam să mai adaug niște chestii pe afară, dar a fost jale, deci vă zic sincer, n-ai timp, bă, frate, trebuie să adăugăm mai mult timp maxim, dar altceva n-aveam ce face în situația asta ca să putem să facem și chestii șmechere, așa că, Ana, eu te invit la mine. Dacă tot am fost la tine data trecută prima oară, eu zic să vii tu încoace să vedem cât de bine te descurci tu dacă găsești baza sau nu și să-mi spui o părere și despre construcții, pentru că, bă, de data asta eu chiar am încercat rău de tot la construit, nu știu, mi se pare că chiar am încercat. Hai, poți să te teleportezi la mine când dorești tu. Bine ai venit pe plotul meu, Ana, vreau să-mi spui sincer ce părere ai, bă, mi se pare că asta e una din cele mai reușite. Ce librăria asta, du-te, bă, de aici, că chiar e una din cele mai reușite de ale mele, pe bune. Deci chiar am făcut frumos. Uite cât de tare se vede. Ai aici peștișorii, banca, ai aici gunoiul, să duci gunoiul și bam, frumos, intri în căsuță. Deci zi tu, n-ai mai văzut așa ceva. Librărie? Bă, what, mi-a găsit Ana, tu faci mișto de mine. Tu faci mișto de... Ațeapă, ce credeai, mă? Chiar credeai? Deci, Ana, tu chiar credeai că aici o să găsești baza mea? Adică, bă, bune, chiar crezi că e chiar atât de ușor? Dar zici tu o părere, bă, frate, chiar ți se pare urât? Chiar o să mă supăr, fraților, casa asta este urâtă. Deci, bă, bune, vi se pare că arata librărie de un 6? Asta e 11 cu felicitări, deci nu ai mai văzut așa ceva în viața ta. Deci, bă, bune, arată mai bine casa decât baza, n-ai ce spune. Uite, deci, tu, și-am făcut o dita mai casa aici, frumos, așa, tot ce vrei. Iau-te o pană ce inspectează ea pe aici, bă. Deci inspectează, Ana, n-ai văzut așa ceva. Ia caută ea prin casă pe aici, bă, să fie în casă, oare baza? Tu ce zici, Ana? Poate, bă, poate e, poate nu e. Ia, stai așa că i-a venit o idee acum să mai caute pe aici, bă. Bă, eu zic că e ascunsă, bă, e ascunsă mediu. Nici nu este super ușor de găsit, dar nu mi se pare greu. Adică ai putea să găsești ascunzătoarea dacă te chinui puțin, sincer. Dar, da, eu n-am ce face decât să o aștept până acum să vedem dacă reușește sau nu să o găsească. Ok, fraților, deci am vorbit cu Ana și cred că mai bine ne arătăm direct, adică ne lăsăm așa un minut, două să căutăm, dar după aceea cred că mai bine arătăm direct bazele ca să nu stăm 100.000 de ani totuși și dați voi o notă la cât de bine sunt ascunse. Ok, Ana, deci baza mea era, într-adevăr, ți-am pus asta aici ca să nu te gândești că, bă, ar putea să fie pe aproape, dar baza mea este fix aici, Ana, nu e aici, e fix aici, Ana, ba da, e aici, ba da, m-am păcălit pe mine, lol, deci fii atent, Ana, fii atentă să-ți explic ce am vrut să fac la baza asta. Eu am zis, hai că
hai că pun trepdor, dar după m-am gândit, bă, dacă Ana vine aici și ia chestul ăsta, o să vrea să dea click dreapta și vede că nu e nimic și pune înapoi. Și m-am gândit, lasă că fac cu ăsta și m-am păcălit și pe mine acum de data asta. Am crezut că e trepdor aici. Doamne, deci cam așa arată baza, este o bază complet normală. Ana nu este nimic, wow. Și vrei să zic ceva? Am pus din greșeală. Deci eu nu voiam să pun chestia asta, că te uiți aici. Am pus blocul ăsta de iron și se vede că e din peretele din baza secretă. Dar gen, eu n-am vrut să pun blocul ăsta aici, dar e bine că erau blocuri din astea și nu ți-ai dat seama. Zi o notă la această casă cu bază. Hai bă frate, ziceți voi frate în comentarii dacă e urâtă casa asta. 6, mai de capul meu. Ok, hai să vedem ce ai făcut tu, Ana. Ok, deci poate cineva să-mi explice ce fel de vis urât coșmar e ăsta. Ce se întâmplă aici? Ce e coșmarul ăsta de hartă? Ok, fraților, cred că știm cu toții cine a câștigat runda asta. Cum arată pichexul? Bă, ce e bă asta? Ai de capul meu. Ana, dacă aș fi polițist, te-aș aresta secunda de față. Gen, ai merita arestată pentru ce ai construit aici, efectiv. Doamne ferește, am făcut un orășel. Ce orășel e bă ăsta? Orășelul leneș. Ce se întâmplă aici? Ok. Deci hai să inspectăm puțin aici să vedem dacă e ceva ascuns. Nu e nimic pe aici ascuns. Bă, de ce tot intru în inventar fără să vreau? Ok, bun. Deci presupun eu, mamă. Ia, opa. Ah, pot să apăs click dreapta pe ăsta, mă, și speriat, nu știu ce apăs click dreapta. Deci eu presupun că ori ai pus undeva, dar nu cred că ai pus într-un dăsta zi. Nu cred că ai pus într-un dăsta, cred că cel mai probabil ai pus undeva pe jos. Și eu nu o să găsesc niciodată pe aici pe jos nimic. Deci e jale rău de tot ce se întâmplă. Uită-te de sus. Ia că mă uit de sus, ia să vedem. Deci tu zici că observ, ia, opa. Ce se întâmplă aici? Deci aici a făcut Ana ce... Ce-am făcut, mă? L-am luat pe sus fără să vreau, scuze. Mai de capul meu, am căzut în cap. A, era ghost block și trebuia să mă duc pe diamant, scuze. L-am luat pe sus fără să vreau. Ai de capul meu, ai crezut. Ha, 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 am înțeles, ok. Mă gândeam că faci o chestie de genul. Nu mă așteptam neapărat, sincer, să fie fix acolo, te dai bătut. Păi oricum am zis că ne zicem, ca să nu mai stăm 10.000 de ani să le căutăm. Dar chiar sunt curios unde ai pus pe aici. Eu zic că ai pus-o undeva pe un din ăsta random, cel mai probabil. Ia să vedem pe Ana unde a pus. Ia, sau într-un ăsta, ia, într-o casă a pus, ești nebun. Ia aici unde... Ia. Ce se întâmplă bă aici? What? V-am zis eu că a pus într-un dăsta. Păi uitați-vă și voi, frate, dacă eu stăteam să caut acum pe tot ăsta, hai să fim realiști, care erau șansele să găsesc tot ăsta? Era prea plictisitor. Deci efectiv stăteam prea multe sute de mii de ani. Bă, tare, are și mașină de spălat lângă frigider, dacă ați mai văzut vreodată într-o casă așa ceva. Tare casa asta, n-am ce spune, și televizor. Bă, eu la baze nu știu, nu prea am stat atât de mult, dar știți care e faza? Eu am făcut de mână. Are și interfon, Doamne, eu am făcut de mână și Ana aici, efectiv, a dat o comandă să pun astea pe jos și după aia a aruncat cu dinamită de village. Fii atent, dacă caut village, village nu există dynamite, dinamită de village există de ceva. 100% ai dat cu o dinamită, dar nu știu eu, nu dinamită, sau cu TNT, ai dat cu TNT de village. Uite, ăsta, village defense ăsta, sau ce? Am construit și am copiat. Ce mai ai construit tu casele astea și le-ai copiat? Eu nu te cred că le-ai făcut tu de mână, da? Ah, ok, bă, măcar e de apreciat că ai stat să le construiești, nu o să te mint. A, și doar ai dat copy pe la casele astea în continuu și am înțeles. Ok, ok, ok. Bă, interesant, dar glumeam, e TNT. Mă gândeam la asta, ok. E interesant ce a vrut să facă Ana aici, dar da, este un coșmar, nu știu cum să vă spun. Uitați-vă cum arată locul ăsta. O să-ți dau un 1 cu felicitări, Ana, felicitări, așa că ziceți voi, fraților, în comentarii. Nu contează notele de le dăm. Bă, nu pleca, ai de cap, a plecat Ana, n-a poftim. Hai și după Discord, ce să mai fac acum? Și a început și runda cu numărul 3, fraților, și trebuie să încep cu o comandă. Ia autopana, deja, direct cu dalea. Bă, dar nu știu, bă, parcă prea multe dalea, bă, Ana, prea multe dalea. Eu am un plan aici să fac o chestie sună șmecheră. Ok, stai așa, că dau și eu cu d-astea, dar eu nu dau cu ce dai tu, eu dau cu altceva. Ok, cu d-astea așa. Ia stai să vedem care e potrivită. Ok, știu că arată ciudat, fraților, dar aveți încredere că gătesc eu ceva acum. Se gătește ceva nebunește aici. Uite, ceva de genul ăsta. Și după aia, dacă vii așa, mai bine făceam cu TNT, cred că. Uite așa, și modelez eu frumos aici în pământ. S-a liniștit că o să facă sens, dar puțin mai încolo, gen. Facem așa pentru design, uite așa, și asta o să fie o intrare, fraților. O să încerc să nu pun foarte multe detalii pentru că am observat că eu chiar nu fac la baza aia secretă. Adică eu stau foarte, foarte puțin pe baza secretă și vreau și eu să stau mai mult de data asta pe baza secretă, sincer să fiu.
Dăm aici repede și o comandă secretă și ia, vedeți cum arată, bă, deja arată mult, mult mai forță locul ăsta. Bă, comenzile astea chiar te ajută, chiar n-am ce spune, chiar sunt foarte, foarte ajutătoare. Odată ce înveți să faci niște comenzi din astea, chiar poți face niște construcții foarte, foarte șmechere. Cam așa se prezintă intrarea în chestia asta pe care nu o să zic numele. Nu vreau să-i dau spoiler Anei cu ce se întâmplă aici, dar o să fie o chestie șmecheră rău, rău de tot. Facem frumos aici cel mai șmecher roller coaster pe care l-ai văzut tu vreodată, Ana, o să te distrezi rău de tot la asta, de-l fac eu aici. Ia vedeți, fraților, aici puterea comenzilor din Minecraft, deci uitați-vă cât de șmecher arată tot locul ăsta. Bă, Ana, nu știu ce să zic, dar chiar arată foarte, foarte satisfăcător ce am văzut aici. Și cred că am văzut la tine și de acolo mi-a venit ideea, fără să-mi dau seama, la ce ai făcut tu data trecută. Este o chestie, nu e asemănătoare cu ce ai făcut tu, dar o să vezi la ce mă refer când o să vii aici. Dar cred că de la tine mi-a venit ideea asta șmecher așa. Mai avem 3 minute la dispoziție, Ana, și trebuie să fac baza secretă, că eu nu mai stau, gata, nu mai stau să mai pierd timpul de acum încolo, dar trebuie să o gândesc eu bine pe asta, să vii așa și după aia dacă vii aici să fie așa, ceva de genul, bă, vezi că nu zic rău, nu prea zic rău, uite, și mai punem pe aici ca să mai fie... Da, mă, da, în sfârșit am și eu mai mult de 1 minut la dispoziție să fac o bază secretă. Am 2 minute întregi. Adică nu vreau să mă laud sau ceva, dar pe bune, n-ați mai văzut așa ceva, pe bune. Eu chiar am o groază de timp, nici nu știu ce să fac cu tot timpul ăsta. Ana, să știi că am intrat în ultimul minut și mai avem în secunda asta 45 de secunde și gata, cam gata să terminăm șmecheria. Bă, mie îmi place destul de rău, sincer, fraților, cum a ieșit toată șmecheria asta. Nu știu, eu am făcut câte am putut în timpul ăsta, habar nu am dacă puteam să fac mai multe sau nu. Dar eu zic că măcar aici o chestie destul de șmecheră și creativă, așa, nu știu. Adică chiar sunt mândru de situația asta și aici, uleu, ok, gata. Am rezolvat, nu e nicio problemă. Bun, venim așa și așa și aici așa. Și aici, nu știu, aoleu, ne mai trebuie niște chestii în această bază. Foarte, foarte rapid, 10 secunde mai ai, Ana, la dispoziție, să știi. Să-ți construiești, să-ți faci chestii. 3, 2, 1 și gata. Nu mai poți să mai faci nimic. Gata, nici eu, nici tu. Clear la absolut toată lumea. Cea mai bună idee din România. Bă, nu știu ce să zic, Ana. Deci ideea mea arată mai spectaculos mie. Chiar îmi place cum a ieșit aici. Deci chiar sunt mega, mega curios. Dar hai că vin la tine să vedem baza ta secretă din ultima rundă. Și fraților, stați aici cu noi și dați note în comentarii să spuneți cine și ce cum merită. Wow, ok. Deci asta a făcut Ana. Stai așa un pic, deci tu ai făcut o casă, care casa asta probabil ai făcut-o tot cu, ai făcut-o de mână, fii sincer, ai făcut-o cu vreun mod ceva sau de mână. Ok, deci aici pădure pe jos pe acolo și aici a făcut o casă plutitoare care nu se pune ca bază, nu? Adică nu asta e baza ta. Gen, asta e doar așa, o casă, că nu este secretă. Bă, nu știu ce să zic, e la derută. Aha. Și zici că pe aici n-ar trebui să fie vreo bază mega secretă în această bilă de dirt, nu-i așa, Ana Banana? Nu este așa, adică am dreptate sau nu? Ia să vedem, să testăm aici toate chestiile posibile, deci aici absolut nimic. Hopa! Yeah! Bă, ești nebun? Ce? What? Stai un pic, ia să trebuie să-mi dau cu ăsta în cap? What? Bă, las-o încolo de treabă. Wow, vezi că e gândită șmecher. Vezi că e gândită tare. Ok, deci cred că sunt primul și cred că probabil singurul care a reușit. M-am gândit fără să ridici chestii. Cred că sunt singurul care a reușit să găsească o bază în clipul de astăzi, fraților. Dar bă, cum a gândit-o? Păi și cum ești de aici? Mai poți să mai ieși? Sau nu mai ieși? Aici nu se mai iese din baza asta. Intrat aici, n-am avut timp. Lasă că și eu am făcut o ieșire de balamuc odată. Bun, sunt chiar curios unde este baza asta. A, deci ai făcut-o efectiv random în pământ. Adică atâta asta este tot, ai încercat aici să faci un tunel, bă, dar n-ai mai făcut. Ok, bă, tare, tare rău de tot cum a făcut, mă rog, baza înăuntru este cam același lucru. Nu, așa am intrat în pământ, ok, ok, ok. Dar e tare cum te-ai gândit tu să faci aici, deci e o casă aici. Bă, dar era, știi ce era mișto? Să pui o apă pe care să poți să urci aici, gen, și pe survival, știi ce zic? Ca să fie așa, uite, bam, frumos.
Și de aici așa, a? Șmecher, altceva, mă, frate. Mă rog, acum plouă pe pădure, dar nu contează, nu contează. Ok, și vii așa frumos. Păi de asta n-am pus. Și aici am făcut eu de balamucă ăsta. Și aici ai unde sta. Bă, pleacă-mă de aici. Să apăs și eu pe ăsta. Nu pot să apăs, ok. Tare, tare, tare. S-a gândit ea cu comment blog. Bă, mișto ideea, mișto ideea. Ziceți voi în comentarii, fraților. Eu vreau să o duc pe Ana să-mi zică părerea despre baza mea secretă, despre ce am construit eu acum. Pot să-ți dau TP Ana pentru că sunt mega, mega curios. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Ia vezi, Ana, altceva, bă, frate. Am făcut o chestie mai unică de data asta. Nu am mai făcut așa cu păduri, cu nebunii. Și vreau să te văd pe tine dacă te prinzi ce se întâmplă aici. Deci aici vii cu minecart-ul frumos. Aici e chestul cu pickaxe-uri, dar, mă rog, n-avem pickaxe-uri în chestul cu pickaxe-uri. Hai, baftă să găsești pe aici intrarea în bază. Cel mai probabil nu o să găsești, dar, bă, na, acum eu ți-am făcut ușor. Bă, nu te mă de aici, că și tu ai mai pus, tu ai văzut unde ai pus data trecută, ai pus-o fix în colțul mapei, te-ai dus și ai pus acolo random. Dar, voiam să te întreb în primul rând ce părere ai până acum. Până acum ce părere ai și după aceea ți-arăt și baza. E ok, ok, bă, nu știu, mie îmi place foarte mult, fraților, deci habar nu am ce îmi place mai exact, dar cred că se vede foarte satisfăcător toate minereurile astea cum sunt puse aici, așa, nu știu, pare o mină foarte, foarte interesantă și bogată și mie îmi place chestia asta de mor, efectiv. Și Ana, vină cu acest să-ți arăt și intrarea spre baza mea, pentru că nu aveai cum să o găsești, sau, mă rog, aveai cum, dar intrarea este fix aici la început. Uite cât de ușor este, bam, frumos, și ai intrat în bază. Ok, am pus mai multe din astea de căul ca să nu te prinzi că era singurul căul de aici, dar cam așa se prezintă baza. Avem aici un loc de să nu mor de foame și cam... Bă, de ce nu mă lasă? Nu e lumina aici, de ce nu mă lasă să plantez? Gata. Deci cam așa se prezintă. Bă, bazele, mă rog, le-am făcut foarte basic, adică n-am făcut nimic înăuntru foarte wow, dar m-am focusat pe construcțiile din afară. Deci zici tu o notă așa la miștoana, ce părere ai de construcția mea? Și acum, fraților, ziceți voi în comentarii fiecare ce notă merită la fiecare rundă. Asta a fost runda finală cu numărul 3. O să citim fiecare comentariile. Mi s-a blocat și jocul, nu știu ce se întâmplă. O să citesc și eu și Ana comentariile și o să decidem acolo. Cred că o să scriu în comentarii cine a avut mai multe voturi, așa că scrieți acolo, fraților. Eu am fost burgerul vostru preferat, cam așa. Na, poftim. Poftim, mi-a bubuit asta. Păi e frumos așa. E frumos așa.